Informația momentului la Digi24, ucrainienii au trecut la evacuări în masă din regiunea Donbas, în estul țării. Atât oficialii de la Kiev, cât și cei locali le cer localnicilor să părăsească regiunea pentru zone mai sigure din centrul și vestul Ucrainei. Ei se așteaptă ca în câteva zile rușii să declanșeze o nouă ofensivă de proporții menită să aducă sub controlul lor întreaga regiune pe care vor să o rupă de restul Ucrainei. Detaliile le primim de la colegul meu Andrei Negusiu, jurnalist Digi24. Andrei. Cătălin, într-adevăr, imaginile pe care le vedem acum sunt din Kramatorsk, un oraș din estul Ucrainei, în regiunea Donetsk, înainte de război. Erau acolo în jur de 150.000 de locuitori. Sigur că acum nu mai știm cât sunt, dar evident că trebuie să fie câteva zeci de mii de locuitori. Ei acum vor să plece pentru că se tem de atacul rușilor. Kramatorsk s-a mai aflat până acum în vizorul armatei ruse, dar acum situația se schimbă pentru că, după cum știm, există avertismente și de la Kiev și de la NATO și de din partea Statelor Unite că Rusia, odată ce și-a regrupat trupele mutate din nord, pe frontul de est și sud-est, va declanșa o nouă ofensivă de proporții cu intenția de a aduce sub controlul Moscovei întreaga regiune Donbas. Vă reamintesc că acolo sunt două provincii, Donetsk și Lugansk, unde au loc lupte practic din 2014 încoace. Pe acest front, experții militari spun că Rusia va presta acum, după ce a ieșuat în ofensiva spre capitala Kiev. Kramatorsk este chiar pe linia frontului și e foarte aproape de o localitate strategică, aceasta se numește Sloviansk, unde experții militari spun că rușii vor încerca să străpungă liniile ucrainene și apoi să încercuiască trupele și în acest fel să înfrângă rezistența în aceste două regiuni. Evacuări nu au loc doar din Kramatorsk, de unde vedeam imagini mai devreme, ci din toată regiunea Donetsk, dar și din Lugansk și chiar mai la nord din Kharkov. Toate aceste regiuni sunt în vizorul rușilor. Oficialii ucraineni, după ororile de la Bucha sau de la Irpin, nu vor să mai riște, nu vor să mai lase civili în număr mare pe linia frontului, tocmai pentru că se tem de noi execuții masă, de noi epurări, răpiri ale oficialilor locali, dar și ale unor civili nevinovați, și încearcă să evite aceste situații. De aceea există apeluri ca acela al guvernatorului din Lugansk, care spune că le-a spus locuitorilor evacuați acum zonele cât mai e posibil. De ce spune cât mai e posibil? Pentru că foarte mulți dintre acești locuitori se încearcă a fi evacuați cu trenurile. Dacă sistemul feroviar, sistemul rețeaua de căi ferate va fi deteriorată de bombardamentele rușilor, ca atare și evacuarea în masă va fi dificilă din anumite zone. Mulțumim, Andrei!